Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Anglia se întâmplă o mulțime de lucruri. Un alt lucru care se întâmplă în Anglia, nu știu dacă ați auzit, se introduce venitul minim universal de bază, adică... Cum e asta, mă, cu venitul? Pentru un grup select, deocamdată, sau selectat. Venitul universal de bază, 1600 de lire pe lună. Bani pe care îi primești, practic că existi, că te-ai născut. 30 de persoane urmează să încaseze lunar. Ia uite, Luca a ridicat privirea. Da, da, da. 30 de persoane vor încasa lunar 1600 de lire timp de 2 ani. Adică, nu știu... Păi și cum ne înscriem la chestia asta? Nu știu cum ne scrie. Un grup de control va fi implicat. Deci o să fie ăștia 30, da, care primesc 1600 de lire. Au fost aleși deja? Ca să știu dacă mă mai lupt sau vadă, nu. Dacă te mai zbați. Da. Să vadă cum trăiesc ei cu niște bani pe care îi primesc fără să facă nimic. Și mai este și un grup de control care nu primește nimic. Și trebuie să se zbată. Da. Noi, să muncească. Pe noi, dacă ne înscriem la selecție, acolo ne bagă. Bine, pe de altă parte, nu știu. La săraci. Nu-mi dau seama dacă 1600 de lire sunt bani mulți sau puțini în Anglia. În Anglia? Că trebuie să plătești o chirie, totuși, trebuie să și mănânci ceva. Nu, nu ești obligat, adică nu... Nu ești obligat să mănânci? Nu, stai, nu ți se interzice să muncești. Dacă vrei, poți să și muncești. A, deci îți dau 1600 by default. Așa. Da. Este acest concept al venitului universal de bază, care spune că lumea de azi, în care este concurența atât de mare, în care sunt provocări climatice, ce are provocarea climatică cu salariul, mă rog, în care lucrurile se schimbă repede, apar meserii noi, dispar, e nesiguranța locului de muncă, atunci societățile, care oricum, da, sunt foarte bogate, mult mai bogate ca în comparație cu acum 100-200 de ani. Că e și la noi ajutorul social. Asta vreau să zic. Da, da, nu e ajutorul social, se dă numai unor anumiți oameni în România, adică o anumită categorie. Da, acum s-ar da ajutor social pentru toată lumea. Pentru, da, copii. Ajutor social, dar să nu fie ajutor social, să-ți dă... Ia uite ce fericire! Să-ți dă 200 de lei sau 300 de lei. Ce? 1600 venitul? Nu știu, da, ce. 1000 de euro. Cred că acolo, din ce știu eu, un salariu... Cine ne ascultă din Anglia? De 4000. Fraților, care ne ascultați din Anglia, 1600 de lire în Anglia, ce înseamnă? Adică e venitul minim, e venitul mediu, ce înseamnă 1600 de lire în Anglia? Te descurci cu banii ăștia? Eu țin minte că am avut recent un instalator din Anglia care ne-a dat mesaj, da, și ne spunea că acolo face 4000 de euro pe lună și că ar fi imposibil să se întoarcă în țară, de asta, aha, zic. Da, da, nici cu 1600 de lire. Deci 4000, să zicem că e un venit peste medie, mă gândesc. Bun. Deci, cum ar fi la noi să-ți dea un om 1600 de lei pe lună? 1600 de lei pe lună, cred că existi. Da. Adică pentru nimic. Da. Sunt puțini, zic oamenii. Sunt puțini. Da. Păi să mărească, mă, venitul universal de bază. E venitul minim. Aha. 8 lire pe oră. Hai să facem o discuție despre ideea asta cu venitul universal de bază. În primul rând, vrem să vă întrebăm ce părere aveți de idee. Uh-huh. E o discuție care se poartă în multe țări, mai ales în nordul Europei. Sunt diverse proiecte pilot care sunt lansate, întreținute de guverne timp de mai mulți ani. În Finlanda, cred că au avut, în Suedia. Ideea e să renunți la sărăcie, cumva. Da. Toată lumea să aibă niște bani să-ți din care să se întrețină minim. Da, adică statul și cine spune, vrea mai bine, muncește. Da. Statul spune, băi, pentru că ești cetățean într-o țară bogată, atunci ai dreptul să trăiești decent. Pur și simplu, trăindu-ți viața, de ce nu te îmbogățești din banii ăștia? Ai acest drept să trăiești decent. Și pentru că noi câștigăm o grămadă de bani aici, și da, nu avem ce face cu vezi ei. Câtă lume o să trăiască decent. Uite, primești niște bani care îți ajung să-ți plătești utilitățile, să stai undeva curat, dar modest. Nu ți ajung să-ți cumperi mașini, să faci excursii în străinătate, să te îmbraci de la firme. Uh-huh. Dar îți ajung să trăiești. Pentru că este o societate care are grijă de oamenii care o compun. Uite, avem și un calcul pentru cele 1600 de lire. Ne scrie cineva, între 800 și 1400 de lire e chiria. Uh-huh. În funcție probabil de unde, cum vrei să stai. Între 100 și 250 sunt taxele, impozitele, a, și între 200 și 400 celelalte utilități. Aha. Deci asta e calculul. Până la urmă e chiar venitul minim cât să supraviețuiești. 0372069599, numărul nostru de telefon. Cum vi se pare ideea venitului universal de bază? Dacă credeți că e o idee bună sau o idee proastă, eu sunt împotrivă. Dacă ar funcționa și la noi? Uite, banii aia trebuie să vină de undeva, adică banii aia vin de la cei care muncesc și plătesc taxe. Cel puțin în România nu cred că se poate aplica. Adică nu mai bine tăiem venitul universal de bază al corupților?
al politicienilor, al celor care își dau sporuri din nimic, dacă tăiem banii ăia, ok, poate putem să facem și un venit universal de bază pentru toți cetățenii, dacă vor. Altfel, mă scuzați, cred că mai avem până acolo. Dar, cum vi se pare ideea? Ca statul, responsabil față de soarta cetățenilor săi, să spună pentru simplu fapt că trăiești în această țară, care e o țară civilizată, modernă, care are grijă de oamenii săi, uite, îți dăm niște bani ca să nu mor de foame. 0372069599, vă așteptăm. Și dacă ar fi să fie, care ar fi o sumă rezonabilă în România? Ar fi să fie, în funcție de oraș, un venit universal de bază, în care să nu te îmbogățești, dar care să-ți permită să trăiești? Da, despre ideea venitului universal de bază vorbim în dimineața asta, sigur, suntem departe, dar putem oricând să ne gândim la așa ceva și, până la urmă, diverse țări europene din nordul Europei încearcă în diverse proiecte pilot să vadă ce se întâmplă cu niște cetățeni care primesc o anumită sumă de bani, nu foarte mare, nu foarte mică, doar că există. Și în țările arabe există asta, avem câteva mesaje și știam și eu ceva de genul ăsta, unde, sigur, populația e și foarte scăzută numeric și oamenii au foarte mulți bani din petrol, astfel încât toți cetățenii au un venit minim garantat, numai că acolo nu poți obții cetățenie venind din afară, adică nu poți să duci la muncă în Emiratele Arabe Unite și să devii și tu Emirat Arab Unit. Ia uzi, Habibi, ce tare! Avem telefoane, avem mesaje. Samuel, bună dimineața! Samuel, bună. Salut, Samuel! Bună dimineața! Deci, în primul rând, vreau să vă spun că eu, așa ca și concepție, sunt capitalist și am fost întotdeauna de dreapta, dar consider că ideea unui venit minim garantat este foarte bună și am să încerc foarte scurt să explic de ce. Trăim în niște vremuri în care nu mai este posibil pentru oricine să se ducă să pună mâna pe resurse, pe o bucată de pământ, punând un steag acolo sau punând niște oameni să-l păzească cu bâtele. Asta nu mai e valabil din secolul XIX și era valabil doar pentru anumite părți din America. Adevărat. Și atunci oamenii și cetățenii care locuiesc într-un stat în ziua de astăzi nu au aceleași resurse și nu au aceleași posibilități care le au cei care sunt urmași și celor care au făcut lucrurile astea, inclusiv statele și națiunile. Okay. Și atunci mi s-ar părea normal că dacă există state și există organizarea asta statală, statul să ofere fiecărui individ posibilitatea de a trăi, de a supraviețui. Deci e o chestie etică, spui, din punct de vedere etic, moral, ar trebui făcut asta. Și din punct de vedere moral și din punct de vedere organizării, pentru că altfel ne întoarcem la bâtă și la în scurt timp. Pentru că lumea se schimbă, mergem în niște direcții în care societatea, joburile, cum spuneați, se schimbă cu viteză foarte mare și oamenii nu pot să țină, din punct de vedere biologic, pasul atât de rapid cu schimbările care se întâmplă în societate. Bun, am înțeles ce spui, Samuel. Nu știu dacă sunt neapărat de acord cu argumentația ta. Dacă vrei un argument pentru, din partea cuiva care este mai de dreapta, în momentul în care oferi bani cetățenilor, atunci te poți gândi că în felul ăsta crești consumul. Oamenii aceia vor cheltui banii pe diverse lucruri. Și poate că asta ar putea să sprijine cumva economia. Nici asta nu e un argument grozav, dar, mă rog, vă ofer eu unul, de exemplu, să-l discutați. 250 de grame la 13,29. Bună dimineața, băieți! Puneți-i lui Vlad să se trezească! Nu o să niciodată în România așa ceva! Ai auzit? Deci... Da. Nu știi niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Uite, ne scrie Călin, există modelul ăsta undeva implementat în Finlanda. Și ne descrie foarte pe larg, Călin, cum se întâmplă acolo. Există așadar venit universal. Dacă rămâi fără muncă, statul te plătește cu vreo 600 de euro pe lună. Asta e șomaj, cum ar veni. Dar nu e venit universal. Venit universal e să primești bani indiferent dacă lucrezi sau nu. Păi fii atent că zici așa. Deci 600 sunt dacă nu lucrezi, da? Dacă tu trebuie să faci dovada că-ți cauți de muncă și că vrei să te recalifici. Dacă te duci într-o fabrică să faci practică, adică să încerci să deprinzi o meserie, mai primești încă 200 de euro pe lângă cei 600. Oricum ar fi, zice, dacă rămâi fără serviciu, statul finlandez îți plătește o parte din chirie și integral facturile la utilități. Deci ăsta este un sprijin, da?
Dacă îți găsești totuși loc de muncă part-time și câștigi, să zicem, 800 de euro pe lună, status completează până la 1400 sau 1500, spune el. Dacă vei câștiga peste 1500, statul te poate ajuta cu facturile, dar nu integral. Iar dacă soț și soție cumulează peste 3000 de euro salariu, atunci ajutorul de orice fel se oprește. Este un ajutor social, înțeleg, pentru anumite limite de venit. Exact. Probabil că Finlanda, da, este o țară paliere. Scumpă. Da, înțeleg ce spui. Nu este venit universal de bază. Venit universal de bază este primești bani indiferent dacă vrei să lucrezi sau nu. Primești niște bani de la stat, doar că există, cum am mai spus. Bună dimineața, Adina. Bună, Adina. Bună. Bună dimineața. Bună, te rog. Aș vrea să vă spun că eu sunt expert contabil și prin natura meseriei mele contabilizez mai multe firme. Da. Uh-huh. Și vă zic că economia neagră și gri afectează pe cei corecți prin prețul mult mai mic. Deci le diminuează veniturile și îi ajută să închidă mai repede, mai exact. Uh-huh. Eu cred că în România, dacă ar fi acest venit minim garantat, universal, valabil, ar face ca negru și gri să crească și mai mult. De ce? Datorită faptului că primești deja niște bani, mai faci ceva acasă, nu știu, un tort, mai tunzi, mai, nu știu, găsești o variantă și vei câștiga mult mai bine decât cel care merge la muncă. Iar oricum, acum avem o lipsă de forță de muncă în toate domeniile. Vă dați seama, dacă oamenii ar mai primi bani, cine s-ar mai duce la lucru? Deci va fi mai greu, mult mai greu. Uh-huh. Deci clar nu. Deci pentru diminuarea presiunii fiscale pe angajator și pe angajat și totuși cei care muncesc și muncesc corect să primească mai mult. Nu să primești cadou că va strica și vă dați seama, mai mulți bani în economie va crește inflația, deci implicit puterea de cumpărare a tuturor va scădea. Mulțumesc mult, Adina, pentru explicații. Hai să vorbim și cu George, mai avem un minut. Nața. Salut, George, te rog. Bună dimineața. Te rog. Bună dimineața. Ați preluat informația, dar numai pe jumate. Așa. Pentru că țările nordice au un sistem bine pus la punct, întâi de educație, de pregătire la înainte de termen să mergi la muncă, pregătesc, plătesc gratuit școlarizarea și calificarea în muncă. Mm-hmm. Adică spui că nu merge, că ideea e că un astfel de venit universal de bază trebuie să vină... Venitul gratuit. Mm-hmm. Ei dau venitul gratuit în momentul în care tu ești calificat. Te califică, te școlezi gratis. E un proiect pilot. După ce ai toate calificările, ei știu exact că tu poți să-ți găsești o meserie, cu meserie care o ai, orice meserie vrei tu, ei ți-o plătesc. Și după ce tu știi că poți să câștigi 3.000 de euro, pentru ce să stai pe 1.000? Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Ia, Zizaf, cât ai vrea tu ca să... Ca să stau degeaba, nu m-am gândit. Mai l-au fi pe nepregătite. Puțin, eu puțin, trăiesc cu puțin. Puțin, să te modești. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.